Consiliul Local al Municipiului Giurgiu rămâne fără un consilier în urma deciziei doctorului Cosmin Georgescu de a-și da demisia din postura de consilier. Deși a participat doar la două ședințe, Cosmin Georgescu spune că rolul său în Consiliu, acela de a înclina balanța în favoarea unui partid sau altul la fiecare hotărâre importantă, îl pune în postura de a-și face procese de conștiință. M-am tot gândit și am reflectat. Pe de o parte îmi pare rău, e vorba de 3600 de giurgiuveni care m-au susținut și care sunt sigur că mă susțin, dar eu cred că un parteneriat adevărat înseamnă susținerea și în momente mai dificile, să zicem așa, de cumpănă. Motivul este faptul că sunt la jumătate, vom tot invoca balanța și echilibru, jumătate de o parte, jumătate de o parte și eu fiind la mijloc, practic orice hotărâre capitală, importantă, ar fi însemnat votul meu. Și presiunea morală, nu de altă natură, sufletească, spirituală, cum vreți să o luați, este una fantastică, e una dificilă și ajungi să te gândești, să nu dormi noaptea, să reflectezi, să meditezi și nu e tocmai bine pentru un medic care are foarte mulți pacienți, care are foarte multă treabă de cabinet, să gândească atât de mult la ceea ce a făcut, ceea ce e normal pentru un om politic, mai ales când e independent și când toată răspunderea îi revine. Cu toate că în presa locală se vehiculează ideea că renunțarea la mandatul de consilier local al lui Cosmin Georgescu vine în urma presiunilor politice, acesta susține că decizia sa nu are nicio legătură cu șicanele politice, ci doar cu faptul că nu se mai înțelege pe sine. În afară de presiunea atmosferică, nu e nicio presiune asupra mea și nu cred, oamenii mă știu și cei care ar fi încercat să facă presiuni știindu-mi integritatea, nu cred că ar fi încercat, să spunem așa. Nu, eu chiar felicit ambele părți sau toate cele trei partide, dacă vreți. Nimeni nu a încercat să facă nicio presiune, nici din aceea pozitivă de stimulare, nici din aceea negativă de amenințare asupra mea. Repet, cred că mă știu colegii din Consiliu, m-am înțeles foarte bine cu ei, dacă pot să zic că m-am înțeles. Am fost prezent la ședința de investitură și la încă o ședință. Dar nu a fost niciun fel de presiune. Presiunea este numai a mea. Pentru doctorul Cosmin Georgescu, misiunea de consilier local are alte nuanțe decât ce a imaginat. Nu credea că va fi cel care trebuie să hotărască la un moment dat în numele a 10 consilieri care nu se înțeleg cu ceilalți 10. Mi l-am imaginat altfel și el e altfel. Eu mi l-am imaginat nu atât de hotărător. Dacă era o majoritate, să zicem 15 de o parte și restul de partea cealaltă, atunci votul meu nu mai era atât de important. Dar faptul că întotdeauna, pe hotărârile importante trebuie să înclin balanța sau pe hotărârile aflate în dispută, să zic așa. Că pot să fie hotărâri importante pentru oraș în care există majoritate. Cum au fost situații. Și atunci nu e nicio problemă. Dar acolo unde cele două părți, cele două segmente importante politic pentru orașul nostru, PPDD-ul și USL-ul, USL-ul și PPDD-ul, în ce ordine vreți, nu au căzut la o anumită înțelegere, a înclina eu balanța numai prin mintea și prin puterea mea, e un lucru foarte dificil și nu e foarte corect. Ca un singur om să hotărească în numele a 10 oameni dintr-o parte a eșichierului politic sau în numele a celorlalți 10 din partea cealaltă sau să-i defavorizeze pe ceilalți. Pe doctorul Cosmin Georgescu l-au dorit în Consiliul Local peste 3500 de giurgiuveni și probabil mulți dintre ei vor fi dezamăgiți de renunțarea la mandatul de consilier. Totuși, acesta speră că giurgiuvenii îl vor considera ca și până acum un om deschis, apropiat oamenilor prin meseria pe care o practică sau așa cum îi place să se autointituleze doctor de suflete. Nu mă înțeleg cu mine. Interiorul meu este cel care se frământă, care dospește așa mereu și care intră mereu în angoase, în temeri, că nu e bine, că nu iau cele mai bune hotărâri, fiindcă, repet, de mine depinde, rolul e prea mare, așa s-a întâmplat, așa a vrut soarta, așa a vrut destinul, așa au vrut giurgiuvenii să fie jumătate, jumătate plus unul și atunci presiunea interioară este una deosebită și prefer să fac un pas înapoi.